Noul an școlar va aduce cu el schimbări în ceea ce privește statutul elevului. Acesta va putea folosi telefonul mobil în timpul orelor în scop educațional și mai mult, elevii vor avea dreptul să-și conteste notele la lucrările scrise. Noul statut al elevului prevede o serie de drepturi pentru elevi. Unul dintre cele mai importante este faptul că elevii vor avea dreptul să își conteste notele la lucrările scrise. De asemenea, profesorul trebuie să informeze asupra notelor primite înainte să fie trecute în catalog și trebuie să fie consultați în legătură cu materiile opționale, iar participarea la aceste discipline se va face pe grupe formate special în acest sens. Mai mult, noul statut al elevului permite folosirea telefonului mobil în timpul orelor, în scop educațional, fără ca elevul să fie mustrat în fața clasei. Totodată, profesorii nu au voie să pună absențe ca mijloc de coerciție, au voie să pună absențe doar dacă elevul nu este la oră și nu au voie să-i oblige pe copii să participe la olimpiade și concursuri școlare. Elevii vor avea dreptul să se apere atunci când îi se aplică o sancțiune, iar nicio mustrare nu se va face în fața clasei sau a școlii. Pedepsele colective sunt interzise, iar pentru orice sancțiune care îi se aplică elevului, în cazul în care elevul își corectează comportamentul în următoarele 8 săptămâni de la comunicarea pedepsei, acestuia nu îi se va mai scădea nota la purtare. Mai mult, elevii nu vor putea fi pedepsiți pentru faptele care nu sunt săvârșite în perimetrul școlii. Statutul elevului a fost aprobat prin ordin de ministru pe data de 10 august 2016.